Care au fost scriitorii care mi-au plăcut la nebunie, care m-au surprins prin vocea lor, prin naturalețea extraordinară. Și culmea, mai ales ceva ce eu nu am ca scriitor, acel limbaj de copil această genialitate pe care o au de a se putea transpune perfect într-o vârstă foarte tânără, foarte proaspătă, dar nu prospețimea adolescentului nu? sau a îndrăgostitului, prospețimea copilului de grădiniță, nu știu, e un lucru uluitor. Au trecut foarte mulți ani de când, sigur că ea, între timp, a făcut și gestul marilor poeții, adică s-a sinucis. Aglaia Veteranii. Nu mai știu nimic despre ea, îl cunoscusem foarte bine și pe prietenul ei, nici cu el nu am mai corespondat. Și acum mi este greu să refac... Acea legătură care ne-a unit. Dar știu că primul lucru care m-a șocat uluitor a fost limbajul ei de copil. Și știu, îmi amintesc și ziua, și momentul în care am întâlnit uh, textele ei pentru prima dată. Am cumpărat în Elveția, îmi amintesc că aveam o bursă acolo, am cumpărat uh, o revistă literară. Și acolo am găsit niște poezii în limba germană. Și poeziile erau semnate de Aglaia Veterani. Și am zis Aglaia Veterani, ce nume asta? Mă gândeam că probabil este o scriitoare italiancă. Și văzând la sfârșit și o scurtă notiță biografică, am văzut că era născută la București Cred că am scos un chiot în momentul acela Că mi-am dat seama că vine din România Pentru că realmente fusesem Total acaparată și de, de minunatele ei poezii Care erau scrise exact cum le-ar fi scris un copil de șase ani Așa am întâlnit-o eu, de fapt, prin poezia ei pe Aglaia veteranii. pe care am avut norocul după aceea, după o vreme, să o cunosc și personal. Și ne-am prietenit un pic, pe urmă a venit în România, ne-am întâlnit și aici și am ajuns să o și traduc, iată, tocmai vorbeam despre traduceri. Nu știu cât de bine am tradus-o, nu mă refer acum la textul poeziilor sau la... Dar nu știu dacă am reușit să dau savoarea acelui limbaj de copil pe care le avea, o avea Aglaia Veteranii în ceea ce scria ea. Dar, oricum, pentru mine, Aglaia Veteranii rămâne o voce de neuitat. Iată, m-a cuprins o nostalgie neobișnuită. N-am mai vorbit de multă vreme despre Aglaia. Iarăși deschid unde vrea să se deschidă cartea și iată. La fier cu oamenii zâmbesc când mor. Eu n-am să zâmbesc. Lidia Viga, adresoarea, a fost fâșiată de leu pe care l-a hrănit cu biberonul. Omului cu lanțuri s-a rupt coarda arzândă și a căzut în cap. Oare se moare chiar în timpul căderii de frică? Și sora mea și tata au căzut, ea de pe bara pe care o balansa tata pe frunte și el de sus, de pe sârmă. Dar n-au murit și au continuat. Și cum de mame e frică de avion, când meseria ei e să atârne de păr? Înaintea unui zbor cu avionul se îmbată, își face cruce, cere iertare și spune că o să ne prăbușim pentru că un avion nu poate să zbare din cauza greutății lui. Tata se îmbată oricum, fără să bea, nici nu urcă pe sârmă, pentru că altfel nu-și poate ține echilibru. Fără îndoială că există un Dumnezeu, pentru că toți artiștii fie că sunt din țară sau din străinătate, își fac cruce înainte de a-și începe numărul. Ce rost ar avea asta fără Dumnezeu?